Vineri 27 septembrie 2024. Mă aflu din nou pe peretele albișoarelor. Am încercat să urc albișoara Brânei, care este aici în stânga mea, însă foarte multe săritori sunt umede și am ocolit vreo câteva, dar până la urmă mi-am dat seama că și ce urmează e tot umed și n-are rost să ocolesc toată valea. Așa că o să reconfigurez tura, dacă tot sunt aici. O să explorez altceva. Sunt acum pe prima brână paralelă cu Brâna Gemelor, care este un pic mai jos, și am numit eu această brână, pe care sunt acum, Brâna Lojei Inferioare, pentru că ea merge pe partea aceea, iată ce frumos, la Loja Inferioară, adică aceasta. Și acolo deasupra ei se vede o mică brâniță care duce la o altă lojă. Eu n-am fost pe brânița lojei superioare, ci doar pe brâna lojei inferioare. Iată și formațiunea stâncoasă pe la baza căreia trece Brâna Gemelor. Am fost de mai multe ori pe aici, recunosc peisajul. Și cel mai ușor îmi este acum să traversez spre dreapta pe această brână care are continuitate și care o să iasă aproape de săritoarea Cârnului și apoi o să mai explorez ceva pe acolo. Vremea e superbă, merită să fiu aici. Sunt un pic mai sus de săritoarea Cârnului, care este acolo jos, unde bate soarele. Și am urcat un pic pe Valea Albă, apoi am făcut stânga. Deci acum eu sunt pe versantul din stânga al Văii Albe în sensul de urcare. Mai sunt pe aici câteva fire și mi-am dorit foarte mult să le explorez și pe ele, așa că încerc astăzi să explorez ceva. Acesta ar fi un prim fir care nu este continuu până în Valea Albă. E o zonă spălată aici și apoi e un mic vâlcel, e ceva abrupt, o să mă duc acolo să văd dacă se poate cățăra și unde iese. După care o să merg mai departe, spre dreapta, în sensul acesta, cum privesc eu la munte, pentru că mai sunt câteva fire. Le-am intersectat când am mers pe brâna paralelă cu brâna Văii Albe, dar superioară. Și de asemenea, când am coborât data trecută pe Brâna Văii Albe, le-am intersectat și aș vrea să văd unde ies. Am continuat să urc în direcția acelui fir abrupt, care se vede un pic mai sus. În continuare sunt câteva fețe de stâncă umede. Eu am ocolit prin dreapta, pe unde s-a putut. Și iată de unde vin. Acolo jos, la Jnepeni, este partea superioară a săritoarei Cârnului, deci de desubt e săritoarea Cârnului. Și acest vâlcel ar fi cam vis-a-vis, așa încerc să-l situez, vis-a-vis de ruptura aceasta de pe flancul drept al Văii Albe. Deci cam aici mă aflu acum. E interesant. O să vedem ce găsesc. Firul devine din ce în ce mai abrupt și la fel de umed. Deci aici am cățărat o bucată pe firul văii, dar nu voi continua în același mod pentru că e periculos. Am o perspectivă superbă asupra peretelui Văii Albe și asupra Brânei Marea Coștilei. Da, deci o să ocolesc acum prin stânga și mă duc să văd ce e cu zona aceea abruptă. Mi se pare foarte interesantă. E ceva de cățărat acolo. Am mai avansat un pic. Iată cum continuă firul acestei văi. Devine și mai abrupt decât până aici.
Iată de unde vin și acolo, în vale, pe partea dreaptă, a Văii Albe se vede ruptura de pământ. Acela este punctul de reper pe care l-am luat. Ah, e o zi superbă, e un peisaj superb. Am ajuns la intersecția cu o brână și cred că aceasta este brâna Văii Albe. Ah, iată și ea cadeaua de pe Căștila. Deci iată firul pe care am venit eu și cred că este într-adevăr primul fir stâncos pe care l-am întâlnit și când am coborât pe brâna superioară acestei brâne, pe Valea Albă, și când am coborât pe brâna Văii Albe cu Edi pe 23 august. Deci, asta e o brână foarte bine conturată și cred că este brâna Văii Albe. Da, aceasta este brâna Văii Albe, care iese în Valea Albă, un pic mai sus de brâna mare a Căștilei. Și, într-adevăr, asta este un pic mai sus. Voi continua pe firul acesta, să văd ce mai ascunde, dar în acest moment am observat spre dreapta un alt fir. Și, măcar din punctul acesta, aș putea să îl filmez și să vedem dacă mai am timp astăzi, dacă nu. Vin altă dată. Deci, cobor acum pe brâna Văii Albe și iată un alt fir stâncos pe care l-am remarcat și atunci când am coborât cu Edi. A, iată o mămâie, da, deci e clar, asta e brâna Văii Albe. Și iată celălalt fir stâncos. Dacă aș putea să-l văd mai bine în jos. Da, dar atât se vede. Și în sus arată așa. Doar că aici, după acest fir, știu că imediat mai este un alt fir, despre care eu credeam că este al treilea, care urcă pe versantul stâng al Văii Albe, dincolo de Săritoarea Cârnului. Deci după ce urci Săritoarea Cârnului. Dar, uitându-mă de jos, aici, ăsta e cel de-al treilea. Uitându-mă de jos, am remarcat faptul că acesta se desprinde din al doilea fir. De aceea eu în partea superioară, când am coborât pe cealaltă brână, brâna superioară față de brâna Văii Albe, am intersectat trei fire. În realitate, ele sunt două și acest fir mititel este o deviație din al doilea fir. Să vedem dacă pot să ajung să le explorez și pe acestea. Mă întorc acum spre celălalt fir. M-am întors în firul pe care am urcat până aici. Deci, la stângă e brâna Văii Albe. Aceasta este continuarea. Încerc să urc pe direct, dacă nu, cred că prin stânga se poate ocoli un pic. Și aici este continuarea brânei Văii Albe spre Valea Albă. Firul continuă, destul de abrupt și destul de umed. Noroc că sunt prize suficiente. Am reușit cât de cât să urc până aici. Iată, acolo jos este brâna Văii Albe. Am mai luat puțin în altitudine. Și iată continuarea. Firul Văii este umed și abrupt în continuare, dar
Aici se pare că sunt prize mai bune, un pic mai jos m-am chinuit, dar am trecut cu bine. Iată firul văii, pe unde m-am cățărat. Mai sus de brâna văii albe devine mult mai greu, e și umed, asta sporește gradul. Aș zice până în brâna văii albei 1A și după brâna văii albe este 1B. Deci m-am chinuit foarte mult să cățăr săritorile umede, pentru că nu aveam pe unde ocoli. Deci am reușit până la urmă, dar greu. Și aici m-am intersectat cu o brână care continuă și în partea asta și nu este alta decât brâna superioară și paralelă cu brâna văii albe, pe care am mers eu și am explorat pe 15 august, când am urcat pe Albișoara Cărnului. Deci, dincolo de mine, în partea asta, este Albișoara Cărnului. Mai am un pic și ies în platou. Cam asta pare să fie ultima porțiune. Aici se deschide un pic firul văii. Iată și ultima porțiune, înainte de ieșirea în platou. Și peisajul din jur. Iată acum firul, se vede destul de bine. Deci nu e deloc ușor, mai ales dincolo de brâna văii albe. A fost foarte greu, pentru că a trebuit să mă cațăr pe stâncă umedă. Aici e o mică brână, dar nu duce nicăieri. Dincolo de creasta asta este perete abrupt. Și dincolo de creasta asta este partea superioară a Albișoarei Cărnului, pe care am urcat pe 15 august. Deci asta mai am și gata, ajung în platou. Iată-mă aproape de ieșirea în platou. Se îmblânzește panta, mă așteaptă soarele și iată, de asemenea, intrarea spre Valea Albă, dinspre platou. Deci sunt deja cam la aceeași înălțime, cu intrarea spre Valea Albă, pe care voi și coborâ. Mi-aș fi plăcut să explorez și celălalt fir, cel care iese aici lângă mine, în dreapta mea, sensul de urcare, dar nu mai este timp pentru că m-ar prinde noaptea, nu am frontala la mine, deci nu pot să cobor pe întuneric. Rămâne pe altă dată. Oricum, mă bucur foarte mult de explorarea de astăzi. A fost foarte frumos. Deci iată firul. Cred că este un vâlcel care are aptitudini de albișoară. Este destul de provocator. Rămâne să găsim și un nume. Iată o ultimă imagine cu zona și aș putea chiar să filmez ieșirea în platou, pentru că este aici. Imediat. Iată o stâncă, ar putea reprezenta reperul pentru ieșire. Încă o dată, privire înapoi. Sunt foarte bucuroasă de această nouă explorare și mai las și pentru data viitoare celălalt fir.